spatele. Iată ce s-ar întâmpla la anticipatele de care vorbești. Pentru că de asta a spus președintele, nu este o soluție productivă potrivit celor de la USR. Un sondaj curs spune așa: dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, cu ce partid, formațiune politică ați vota? 42% PSD, 27% PNL, 5% USR, 9% ALDE, PMP 5% și au măsurat și România 100 cu 2%. Apoi, Pro-România 2%, UDMR 6%, PNCCD 0%, PRM 1%, Ecologiști 1%, Alt Partid 0%. Deci avem 57% din PSD, ALDE și UDMR. Vedeți ca să și nu datele mai de eșantionare și toate celelalte date de metodologie pe care vreau să le vedeți, dar să revedem cartonul inițial, deci slide-ul inițial, cel cu partidele care ar intra în Parlament, că despre asta este vorba. E, cu un asemenea tablou, din nou, ar fi degeaba să faci alegeri anticipate, doamnă ministru. Nu ar fi degeaba, Vichilă. Ar fi pe bani foarte mulți. Ar fi pe bani cum... foarte mulți, exact. Dar ar fi degeaba dacă cineva și-ar lua în calcul da. Că ați putea să faceți o majoritate și să câștigați. Întoarcerea către elect,